Bună ziua, Leu, vă spun și vouă și bun găsit pe canalul meu de YouTube, Oracle Scobai Mary. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Leu, continuăm seria citirilor în zona dragostei pentru luna ianuarie 2020 cu zodia voastră. Leu, voi v-ați clasat pe locul 6 în luna decembrie din punct de vedere al vizualizărilor. Leu este zodie de foc, începe din 23 iulie și ține până în 22 august. Iar pentru aceste citiri ne ajută seturi de cărți de oracol, Romantismul și Înțelepciunea din Ceașca de Ceai, set pe care îl cunoașteți deja, din care vom extrage 3 cărți reprezentând trecutul, prezentul și viitorul. Vom vedea cu ajutorul acestor cărți și acestor recomandări cum ne vom putea aranja viața romantică, viața de iubire pe parcursul lunii ianuarie, după cum spuneam. Și dacă simțiți că nu rezonați cu aceste mesaje, această citire nu este pentru voi. Deci haideți să vedem. Leu, Lovescope, ianuarie 2020, trecut. Prezent, viitor. Iar trecutul vine cu cartea copii. Prezentul ne aduce un tânăr chipeș, necăsătorit, iar viitorul vine cu obiecte de familie. Le vom lua pe rând și vom vedea mesajele și semnificația fiecărei cărți în parte. Deci haideți să vedem pentru prima carte, care este pe poziția trecutului. Vedem 3 copilași foarte, foarte frumoși. Carte care se și numește Cei micuți. Această carte ne indică o nouă energie. Copiii sunt pe drum sau copilași, timpuri jucăușe și de distracție. Prezența acestei cărți în citirea noastră de astăzi ne sugerează o energie nouă de copii tineri și care, de fapt, este o energie de fertilitate, da? Doamnei, a unei femei din familie. O nouă speranță pentru a primi acest copilaș, deci pentru a avea o perioadă fertilă, momente optimistice, foarte multă fericire și bucurie și trebuie să ai încredere în viață. Această carte de asemenea sugerează că ai credință sau că un nou ciclu, o nouă fază se pregătește să înceapă în viața ta și, bineînțeles, aducând cu ea această nouă energie a unui copil. Haideți să vedem prezentul. Prezentul vine cu un tânăr foarte chipeș, irezistibil, necăsătorit, un tânăr șarmant, atractiv, căruia îi place să călătorească, nu este dispus să facă angajamente sau să-și ia anumite tipuri de angajamente, este un fel de playboy, dar irezistibil. În această carte este prezentat un bărbat care călătorește și are o vastă experiență în destinații din lumea întreagă și este un om care îl găsești pe drumul lui sau, cum se zice, își făruiește drumul așa cum își dorește el. Nu îi place să se lege de nicio persoană, de niciun loc, de niciun lucru anume. Este foarte chipeș și atractiv.
Între voi s-ar părea că există o chimie foarte puternică, prin care sunteți conectați. S-ar putea ca tu, la un moment dat, să-l faci să își dorească o anumită stabilitate, dar s-ar putea să fie doar de moment, pentru că nu îi place să se angajeze în niciun, după cum spuneam, niciun angajament. Trebuie să nu uiți că lui îi va trebui mult timp de acum înainte să ajungă la maturitatea pe care tu ți-o dorești, al bărbatului care să îți ofere stabilitatea și siguranța de care tu ai nevoie și să-ți ofere iubirea pe care ți-o dorești și pe care o meriți. Încă nu s-a stâmpărat, cum se spune, încă nu și-a găsit locul, preferă să fie pe drumul lui, totdeauna în schimbare de loc. Această carte sugerează că poți să ai distracție cu acest bărbat, poți să-ți dedici timp lui, dar să nu te aștepți din partea lui la vreun fel de angajament, pentru că nu este bărbatul angajamentelor. Și încă ceva, s-ar părea că acest bărbat mai vede și alte fete pe lângă tine. Deci trebuie să ai grijă la aceste detalii. Intenția lui nu este să te rănească, așa este el construit, dar tu fiind o fată inteligentă și isteață, trebuie să ții în minte acest detaliu și, după cum spuneam, poți să experimentezi, dacă dorești, o relație cu el, dar să nu aștepți de la el un angajament de lungă durată. Dacă îți dorești altceva, ești liberă, desigur, să îți cauți un alt pretendent. Având în vedere că acești trei copilași, cartea cu cei micuți, stă alături de acest tânăr, s-ar părea că copiii îl fac pe el să n-aibă puterea să-și ia angajamentul. Probabil că tu ai copilași pe care el s-ar putea să nu fie în stare, călătorind foarte mult și fiind tot pe drum, să nu fie în stare să le asigure un viitor. Și atunci el nu își poate lua angajamentul pentru a crește acești copilași. 1, 2, 3, fiecare veți ști câți sunt în familia voastră. Acesta este unul din motive, pentru că el călătorește mult și nu-și dorește angajamente. Un copil este o responsabilitate foarte mare, mai mulți cu atât mai mult. Viitorul este prezentat de această carte, care înseamnă obiecte de familie. Și haideți să vedem. Cuvintele cheie ale acestei cărți ar fi familie, comoară, tradiție, obicei de familie și tradiții ale familiei străbune. Orice trecut deține amintiri și valori, iar aceste tradiții și valori ne arată unde ne sunt rădăcinile, da? Fiecăruia dintre noi.
Aceste obiecte de familie păstrează o energie prețioasă de conexie cu familia care s-a dus dintre noi și dacă dorești, sigur poți să păstrezi tot ce este valoros pentru tine și cu valoare sentimentală. S-ar putea să descoperi o conexie importantă cu familia din care te tragi în aceste timpuri. S-ar putea de asemenea această carte să indice o conexie cu viețile anterioare. Generațiile anterioare semnifică o importanță foarte mare pentru tine. Fie că este vorba de o păturiță, de o carte, de scrisori de iubire vechi pe care le găsești, care au aparținut probabil bunicilor, de obiecte de valoare, de bijuterii, sau chiar poate să fie vorba pentru unii dintre voi de o moștenire, da? Din partea unui membru din familie. Lasă aceste ghidări să te conducă în interiorul tău pentru ca să găsești ce este important pentru tine din familia din care te tragi. Familia, de asemenea, este o parte importantă și puternică pentru o iubire ca să dureze. Aceasta te susține în valorile pe care le ai din tradițiile familiei și pe care dorești să le duci mai departe, care îți sunt foarte dragi și relevante. Deci, pe de o parte avem copii. Copiii sunt o parte importantă din viața noastră, cea mai importantă. Pentru ei trăim, pentru ei, pe ei dorim să-i facem mari și să le asigurăm viitorul și o stabilitate. Prezentul vine cu un tânăr care călătorește foarte mult, de care ești foarte atrasă, dar trebuie să ai grijă și căruia nu-i place să se angajeze în niciun fel de angajamente sau compromisuri sau nici nu vrea să se lege de un lucru anume sau de un loc sau de o persoană. Dorește să rămână pe drumul lui. Iar viitorul vine cu obiecte de familie, cu o moștenire, cu o conexie foarte strânsă legate de obiectele de familie. Și de asemenea de tradițiile de familie la care tu ții foarte mult și pe care le apreciezi și dorești să le duci mai departe. Cam acestea au fost recomandările pentru voi, Leu, pentru luna ianuarie 2020, în zona dragostei. Eu vă doresc la mulți ani, un nou an fericit, cu multe succese, multe binecuvântări pe toate planurile, multă sănătate și iubire. Fiți mai blânzi unii cu ceilalți, iubiți-vă mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!